Domnișoara Silviana Zub ne reprezintă frumos și e unul dintre românii pe care România, țara noastră, nu i-a pierdut. Dar s-ar putea să fie o diferență de exuberanță aici, pentru că te descoperi așa plină de vervă și plină de tinerețe și plină de viață. Nu că vârsta nu te-ar recomanda, dar e zâmbetul acela al unui om împlinit. Sigur, sigur că da. M-am gândit de curând, deci m-am orientat cumva așa spre galerie în Europa și am zis că un punct bun de a începe e România, din motive evidente, și Piatra Neamț, pentru că sunt din Piatra Neamț. Deci eu, în general, prefer să aud părerea celorlalți. Vreau să văd întâi ce le inspiră picturile mele, fără a influența eu, spunându-le ce am vrut eu să reprezint acolo. Pentru că, de fapt, asta e și frumusețea artei. Fiecare e liber să vadă ce vrea. Eu consider, pentru mine cel puțin, din punctul meu de vedere, e mult mai important să văd cum reacționează lumea și în ce fel îi mișcă și îi afectează pe alții și, până la urmă, ce văd alții în ce am vrut eu să spun. Pentru că mi s-a întâmplat de foarte multe ori ca prieteni sau oameni pe care nu-i cunoșteam să-mi spună ce văd în anumite picturi și care m-a surprins și pe mine, adică mi s-a părut și mie interesant. După aia le-am văzut și eu și cumva m-am regăsit în ceea ce spuneau ei, deși poate că nu alea au fost neapărat intențiile mele inițiale. Deci, în general, prefer să nu influențez oamenii, dar sigur că dacă sunt întrebată ce am vrut să reprezint, nu... E nicio problemă. Absolut. Totdeauna mi-a plăcut să cred că Piatra Neamț e un centru cultural, e mic, comparativ ca dimensiune, comparativ cu altele, dar asta nu înseamnă că îl face mai puțin valoros. În fond, am crescut și m-am format aici și mare parte din influențele din pictura mea se datorează faptului că am crescut și m-am educat în Piatra Neamț. Asta vreau să spun, locurile mici nu sunt neapărat un dezavantaj, cel puțin din punct de vedere al creativității. Cred că spațiile mari pierd puțin așa din partea creativă sau din partea de inspirație. Ce se va întâmpla astăzi? Să spunem telespectatorilor, să le facem așa o invitație La expoziția ta, la vernisaj. Deci ziua de azi reprezintă deschiderea expoziției mele. Vernisajul va avea loc la ora 5 la galeria Lascăr Vorel. Și expoziția va dura până pe data de 14 mai, dacă nu mă înșel. Și seria care va fi expusă în cadrul acestei expoziții se numește Viziuni. Viziuni. Ce te-a inspirat? M-au inspirat... Tematica tablourilor este o lume ireală, o lume a viselor. Stilul e neorealist și titlul inițial al seriei a fost intitulat Vise, dar cum îi spuneam și domnului Emil Nicolae, cu care am fost aici într-o emisiune vineri, visele presupun ceva mai puțin controlat de partea conștientă, adică presupun doar o traducere pe pânză a viselor care nu au niciun control al conștientului. Și atunci mie mi s-a părut că Viziuni reprezintă mai bine seria mea de picturi, pentru că picturile mele sunt lucrate, sunt idei care probabil că au apărut mai mult sau mai puțin unele din ele în vise pe care le-am avut, dar sunt idei pe care le-am prelucrat ulterior la nivelul având controlul conștientului și lucrând la finalizarea unei idei. Ai dreptate și motivul pentru care cred că multe lucruri se întâmplă când visăm sau multe lucruri le anticipăm în momentul în care visăm e pentru că, în fond, toți suntem energie și universul e energie și fiecare din noi, noi și universul, pulsăm o anumită energie. Și atunci, cred că majoritatea din noi am uitat sau, da, pur și simplu nu mai știm cum să captăm din pulsațiile energiei universului. După cum o să ai și tu ocazia să vezi, piesele mele nu sunt o reprezentare fotografică a realității, ci mai mult o reprezentare a emoțiilor, a sentimentelor mele. Dar în același timp sunt convinsă că majoritatea celor care vor vedea piesele se vor regăsi într-o măsură sau alta în piesele respective. Și eu mă bucur, ai împrăștiat energie pozitive aici în studio, că tot atingeam partea aceasta legată, nu de ezoterism, ci de niște lucruri
pe care ar trebui să le privim așa dincolo de rațiune uneori. E bine să fim raționali, dar de ce să nu încercăm și planul celălalt puțin? Îți mulțumesc foarte mult, te mai aștept în studioul matinalului și ne-ar plăcea de ce nu să vorbim și despre alte expoziții și despre planuri de viitor. Mulțumim mult! Mulțumesc! Sper să ne revedem curând!